bine, următorul cuvânt este cargo. Vini. Cargo. C-A-R-O. Cargo, hă? C-A-R-G-O. Poți folosi cargo într-o propoziție? Da, un cargonește ca nebunul. Mă bucur că ăsta nu este un test. N-aș ști ce notă să-ți dau. Următorul cuvânt este lichefiere. Jesse? E în engleză? Așa cred. Ei bine, eu nu l-am auzit până acum. Ar fi trebuit. O să fie la testul de mâine, pentru care ar fi trebuit să te apuci deja de învățat. Îmi pare rău, la mine nu merge așa. Nu zău. Dacă m-aș fi apucat de învățat ieri, astăzi aș fi știut totul, însă până mâine aș fi uitat. M-aș fi grăbit. Ah, dar suna odată. Oh, sunteți liberi. Jesse, vine, v-ați uitat cărțile? Da, de parcă n-ar folosi. Aha! Ha? Hey! Al meu ești. E amuzant. Cum funcționează? E dolarul meu zburător. Vezi? Nu fac decât să apăs pe butonul ăsta și bagnota zboară înapoi la mine. Ce tare e! Voi doi, în biroul meu, pedepsiți mâine dimineață. Nu, nu, nu în școala militară! O să fiu cu minte, promit! Oh, dar ce tot spui acolo? Nu mă trimite, te rog! Oh, nu! Mergem doar într-o scurtă călătorie în Europa. Test la ortografie. Pedepsiți mâine dimineață. Păcat! Mâine nu o să mă duc la școală. Ba, o să te duci. Plecăm doar eu și tatăl tău. Mergem la întâlnirea anuală a inventatorilor de la Paris. Știi că tatăl tău a muncit ca un sclav pentru șeful său și nevasta lui nesuferită, care și-au asumat întotdeauna rezultatele ideilor tatălui tău. Ei bine, acum la încurajările mele, tatăl tău a păstrat ce era mai bun pentru noi. O să fim bogați și o să te trimitem la facultatea de medicină de la Harvard. Da, cum să nu? Mica noastră firmă se numește Jucăriile McCoy și iată primul nostru produs. El este domnul Beagle. Dar ce știe să facă? Se bălângăne! O să se vândă ca pâinea caldă. Înseamnă că Nana și Bunelul vor veni să stea cu mine, nu? Nu, de data asta nu. Știi că Bunelul nu poate călători din cauza degetului acela de la picior. Am rugat-o pe doamna Potter să vină. Nu, e așa de severă. E mai rău decât din... vreau să spun... bine, îmi place doamna Potter și toți iubiții ei care vin pe aici. Simte-te bine, dragule! Și să nu uiți să te închei la haină și să închizi geamurile. Intră fum de la autobuze și să te duci la toaletă înaintea altora și nu vorbi cu străinii. Bună, eu sunt Jessie. Bună, unde mergi? La Nana și la Bunelul, tărâmul fericirii și al îndestulării. Nu trebuie să fiu cu minte ca să-mi dea ce vreau. Lu, suntem aici. Bună ziua, Bunelule! Poți să scoți dinții? Asta o să fie cea mai tare vacanță! Și tot tu ești cel mai inteligent copil din clasă. Păi ce crezi?
Bineînțeles că ești. Cum altfel te-ar lăsa să lipsești câteva zile? Cred că cel mai deștept băiat are cea mai deșteaptă bunică. Ți-am făcut pudincă cu orez, pui la grătar și prăjiturelele mele cu ciocolată. Oh, pentru el era o... Nu-ți face griji, pe ale tale le-am ascuns în spatele frigiderului. Dar uite că se face târziu. E timpul să mergem la culcare, mâine avem o zi mare. Salonul de pizza Meyer. Acolo unde trenul de jucărie iese din bucătărie și pufăie până în dreptul mesei? Ce frumos! Stai un pic, mi-am uitat valiza în mașină. În ea am toate lucrurile, plus periuța de dinți. Oh, o să uiți de spălat pe dinți pentru o seară. Așa zicea și mama mea. Iubesc locul ăsta! Mai multă lumină, dacă se poate. Mai jos, mai jos, apa, apa, prea jos. Mai sus, mai sus, apa, 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 prea sus, prea sus, ok, ok. Mai copii, nu-mi vine să cred că ați încercat să-mi faceți așa ceva. O să vedem noi cât de amuzant o să vi se mai pară dolarul zburător după o săptămână de detenție. Și o să mai vedem noi dacă o să vi se mai pară amuzant să-mi puneți un porcușor în mașină. Era bună idee. Și poate că o să vă gândiți mai mult înainte să mai sunați la ziar și să anunțați că am murit. Și asta îmi place. Alo? Nu, n-am murit. Și ce e cu lumina? Mai sus, mai sus, hai, hai, prea sus. Să vă întoarceți mâine. Apropo, Vini, cum stai cu călcatul? Ah, frate, sper să o pățească și Jessie. Școală-te, dragule. Nu vreau să mă duc la școală. Mă doare stomacul. Nu trebuie să te duci nicăieri. Asta e! Fără școală, fără test la gramatică. La care aș fi luat oricum nota 10. Și cu napolitane pentru prima oară în viață. Sper că-ți plac napolitanele. De unde să știu? Mama nu-mi dă niciodată. Spune că te opresc din creștere. Apropo de mama ta, a sunat de 3 ori? Spune că este foarte dor de tine. Nu i-ai spus de napolitane? Bineînțeles că nu. Da, și mie mi-e foarte dor de ea. Astfel, după o zi de joacă, mama leoaică se îndreaptă spre râu alături de cei doi pui. Dar stați un pic, ce se vede în tufișuri? Nu este cumva un ghepard înfometat? Nana, ai văzut cumva? Oare va putea tânăra leoaică să-și salveze puii din colții puternicului ghepard? Nu o să reușească. Ce ziceai, scumpule? Da, vroiam să mă duc afară să mă joc. Bineînțeles, nu unde se află ghepardul, dar nu-mi găsesc căciulă. Dar nu ai nevoie de căciulă. Du-te și joacă-te. Ești sigură că ești mama mamei mele? Îmi iau lucrurile din mașină. După care am să fac un om de zăpadă și un for și apoi am să mă dau cu Sania. Alo? Societatea funerară caz grav în Dai. Nu am murit. Nu e amuzant. Alo? Aici cimitirul Câmpul Însorit. Nu sunt mort. Vă avertizez. Bună ziua, și nu sunt mort. Scuzați-mă, îl căutam pe domnul Besser. Louise Taylor, eu sunt. Cât mă bucur că ai sunat. Abia aștept să vină ziua de sâmbătă. Am planificat-o toată. Vin să te iau la ora 7. Apoi mergem să ne lustruim mașinile și apoi... Sâmbătă? De asta am sunat, nu pot să merg. Eu mă mut în Franța. Oh, ce păcat. Am să te duc eu la aeroport. Nu, mulțumesc, mie îmi place să merg de joc. Haide, te rog, am să iau bagajul și am să conduc pe lângă tine. Asta e prea de tot. Îți scrieți numele de telefon ale părinților. Am să-i sun eu mai târziu.
E timpul să mănânci de prânz, Jesse. Haide, dragule, vino în casă, se răcește mâncarea. Dar n-am ajuns încă la mașină. Toate lucrurile mele sunt încă acolo. Vreau să-mi iau jocurile video. Le iei mai târziu. Cârnații sunt pe masă. Cârnați? Mama nu mă lasă să mănânc cârnați. Zice că sunt făcuți din buze de porc tocate. Dăm doi. Nu înțeleg de ce bunica ta simte nevoia să arunce orice în chiuvetă. Mai ai niște salată de cartofi? A, uite sabutul. Iată, uite, resturi, păr și nu știu ce e chestia asta lipicioasă. Am terminat. Trebuie să termin de curăța cărarea până la mașină. Să-mi iau lucrurile. O, las-o încolo de periuță de dinți. O poți folosi pe-a bunicului. El doar își spală dinții în pahar. Nu periuța vreau să o iau. Vreau jocurile mele video. Data viitoare cred că am să-i vizitez pe părinții tatălui meu. Oh, 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 școala asta mi-aparține. Eu sunt șeful acestei școli, oh, da, da, da. O monedă! Alebi monedă! Nu mă las bătut, nici o șansă. Ce dântălău, nu vine să cred că Jesse nu vede asta. Aha, am reușit. Și nu va mai trebui să por lenjeria bunelului. Hei, Nana, am nevoie de cheile de la mașină. Oare va putea grațioasa gazelă să-l întreacă pe tigrul feroce? Nu o să reușească. Nana, unde sunt... Ce ai spus, dragă? Am nevoie de cheile mașinii. Sunt în geanta mea. Ia-ți și o prăjitură din frigider, nu vrei? Oricum, aici e mai bine ca acasă. Oh, acum s-au găsit. Tigrul pusese ochii pe o gazelă. Ce se întâmplă? Nu-ți face griji, dragul meu. E doar o mică întrerupere de curent. Se întâmplă tot timpul. Așteaptă un pic și totul va fi în regulă. Sau s-ar putea să... Sau s-ar putea să dureze câteva săptămâni. Nu! Stai, stai! Nu deschidem frigiderul. Nu vrem să lăsăm frigul să scape. Dar mi-e foame! Știu, dar trebuie să așteptăm până se va porni din nou curentul. Găsești destule bunătăți în dulap? Ce anume? Păi, găsești niște supă la conservă, niște pâine prăjită, o sticlă de oțet, un porcan cu cocktail de... Lasă, am să mănânc supa! Mai gândește-te, deschizătorul de conserve este electric. Nu-mi pasă, mi-e foame rău, am să deschid conserva cu dinții. Dă-i bătaie, dar nu o să-ți fie de niciun folos. Aragazul este tot electric. Mai adu o lumânare aici, vreau să mă uit la degetul meu. Deci dacă nu putem să mâncăm, ce putem face? O să te uiți la degetul meu și să-mi spui... În afară de asta. Sunt o grămadă de lucruri hazlii de făcut, Jesse. De ce nu citești ceva? Da, bine, îmi iau revistele cu bestia spațială. Nu, stai, revistele sunt afară. Nu-ți face griji, avem o grămadă de reviste de citit. Bine. Revista instalatorilor, cât de priceput ești la instalații?
Gazeta Meșterului. Povești de groază cu truse de scule? N-aveți niște etichete de rufe să le citesc? Cum să nu, dragă? Dar cred că ți-ar plăcea mai mult dacă te-ai uitat la caseta cu bestia spațială pe care ai uitat-o aici data trecută. Ce bine! Nu avem curent. Dar ia uite de aici, Jesse. Și că am pierdut din strălucire. Ai 3 secunde să nu iasă aerul rece. Deci ești gata? Gata! Start! 3, 2, 1. Ce ai luat acolo? Muștar, sfeclă și streptomicină. Mâncare! Hai să vezi, dragă. Chiar dacă nu avem căldură, tot o să fie cald. Nu mulțumesc, nu mai vreau muștar și sfeclă. Atunci ce zici de niște clătite și pâine de orez prăjit? Avem din nou curent. O să mănânci tot ce vrei tu. Aleluia, ne-am revenit. Ha! Astfel, după o zi fericită, mama babuin se îndreaptă către lac alături de puișorii ei. Dar stați, ce se ascunde în tufișuri? Oh, sper că e un piton. Mi-am scos revistele din mașină și sunt gata să mănânc. Uite clătitele și șunca cu pâine de orez prăjită și câteva din brioșele mele de casă. Și după micul dejun o să te uiți cât vrei la televizor. Vreau, vreau! Iar mai târziu pot să merg să patinez pe lacul Wand. Nu, asta nu! Mamă! Ce faci aici? Am auzit de furtuna de zăpadă care urma să vină și cum telefonul nu mergea, m-am suit în avion și am venit. Trebuia să văd ce face Jesse. Dar cum a rămas cu reuniunea inventatorilor? Ar trebui să te întorci. O, l-am lăsat pe tatăl tău. Domnul Wiggle n-a prea avut succes, ce să-i faci? Clătite! N-ai voie să mănânci clătite! Vrei să mor din cauza lor? Bine că am adus eu ceva. Unde găsesc eu chestiile alea? Știi, mamă, n-ar fi trebuit să-l lași singur pe tata la reuniunea aceea. E un tip foarte atrăgător. Știu, dar de ce să vrea hamburger când are deja friptură? Ei, bine, nu ești prea în siguranță aici. N-ai vrea să rămâi. Câteodată se oprește curentul și nu e mâncare și lupii pot intra în casă. Am crescut aici, ai uitat? Am vorbit cu domnișoara Graves, care mi-a dat testul de gramatică. Așa că o să ne distrăm uitându-ne pe el. Mai bine decât să patinăm pe lac. Nu uita, nu contează ce faci, ci cu cine faci. Și acum, ia să vedem tema pe care trebuia să o faci. N-am avut cum, nu a fost curent electric. Ei bine, acum este. Și pentru cazul în care se va opri din nou, am adus o mașină de scris și multă hârtie, ca să putem lucra împreună. Ce bine! Apropo de hârtie, ai putut să mergi la toaletă? Mamă! Oh, ce idee minunată! Mama o să-ți aducă haina și o să ne jucăm în zăpadă! Oh.
Nu mă mai las eu păcălit încă o dată. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.